Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Aglomerație la centrul de vaccinare de la Câmpul Lung. Restricțiile și frica de spital au adus sute de oameni zilnic la vaccinare. Dimitrie Cantemir omagiat printr-o expoziție de carte la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. FC Argeș a învins Câinii Roșii în optimile Cupei României la fotbal. 10 tone de fân au fost făcute scrum în comuna Valea Danului. Pompierii împreună cu voluntarii de la SVSU s-au luptat mai bine de 2 ore pentru lichidarea incendiului. Se pare că focul a fost pus intenționat. Pompierii militari au intervenit cu o auto specială de stingere cu apă și spumă în comuna Valea Danului pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o claie de fân depozitat în aer liber. În scurt timp, alte două clăi de fân depozitate mai jos, la un alt proprietar, s-au aprins. La această intervenție a mai venit încă o auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurd de prim ajutor calificat, care au primit sprijinul celor de la Serviciul de Voluntariat pentru situații de urgență din localitate. Primul incendiu a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar al doilea a fost anunțat de către Serviciul de Voluntari pentru situații de urgență. Drumul este îngust în acea zonă și accesul la a doua locație a fost îngreunat din cauza reliefului. Salvatorii militari s-au luptat cu flăcările timp de 2 ore, alături de Serviciul de Voluntariat pentru situații de urgență. Au ars 3 căpițe, în total peste 10 tone de fân au fost distruse. Cauza probabilă de izbucnire a focurilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru generarea incendiilor. Cozi care se întind pe zeci de metri, nervozitate și agitație la centrul de vaccinare COVID de la Câmpul Lung. Mulți au venit pentru a se imuniza cu prima doză, dar sunt și persoane care au înțeles beneficiile vaccinului și sunt deja la cea de-a treia doză. Sâmbătă și duminică în municipiile din Argeș se va organiza un maraton al vaccinării. De la intrarea în vigoare a noilor restricții, tot mai mulți mușceleni au ales să se vaccineze. La centrul de vaccinare COVID de la Câmpul Lung, coada se întinde pe zeci de metri, iar personalul medical, cu toate că programul a fost prelungit, face cu greu față doritorilor de a se vaccina. Aglomerația la centrul de vaccinare, cum... Este foarte aglomerat, dar din fericire de astăzi avem 2 ture. Se va face de la ora 8 dimineața până la ora 20. Pe această cale rugăm oamenii din Câmpul Lung și din împrejurim să nu se mai înghesuie, fiindcă vor fi 2 ture, deci 12 ore, inclusiv în weekend maraton de vaccinare, începând cu 28 până pe 31. Rugămintea mea și să se aștepte programările, cel mai bine ar fi pe platformă, fiindcă oamenii vin, cei care sunt programați așteaptă să fie luați, ceilalți vin cu ore întregi înainte și avem probleme. Colegii de la jandarmerie și poliția locală ne-au ajutat cât de mult au putut. Eu împreună cu colegii mei încercăm să facem cât de mult putem, dar vă dați seama, nu ține numai noi partea fizică, o facem, platforma este și partea informatică, platforma se blochează, este o singură colegă la registratură care înregistrează și un singur coleg care ia buletinele, iar noi 2 doamne doctori care facem în fiecare zi, pe fiecare tură sunt către 2 medici, 4 asistente, facem ce putem de mult. Câți vaccinați pe zi? S-au ajuns și la 400. 400 de... S-au ajuns în turele până acum, în perioada cât am fost doar până la ora 14, în jur la 250-300 de persoane, dar acum se vaccinează mult mai multe persoane. Deci până la această oră avem peste 150 de persoane vaccinate. Ce credeți că i-a adus aici? Că până acum s-au încheiat? Restricțiile. Că toată vara noi am fost, suntem de pe 18 ianuarie în centru, nu au venit. Toată vara ne rugam cu alte cuvinte și am rugat pacienții și le-am spus beneficiile vaccinurilor, dar fiecare până nu s-a impus restricțiile, să știți că n-au venit. De teama bolii și a morții, din dorința de a avea acces oriunde, precum odinioară, de frica pierderii locului de muncă, ori chiar din convingerea temeinică în puterea și eficiența antidotului pentru COVID-19, mușcelenii se vaccinează în număr tot mai mare de la o zi la alta. Am surprins atmosfera de la centrul de vaccinare care funcționează în clădirea ambulatoriului de specialitate din Câmpul Lung. Pentru sănătate, pentru... De ce n-ați făcut-o până acum? Vai de mine, ăsta e al treilea. E al treilea? E al treilea. La al treilea. La al treilea. Nu v-a fost teamă? Nu. Nu. Din imediat când a apărut COVID-ul,
doamna doctor ne-a anunțat dacă vrem să facem și am zis da, doamna doctor, pentru că suntem și în vârstă, pentru că avem și comorbidități și pentru sănătate. Și dacă astea sunt dispozițiile, nu-i normal să faceți și îndemn pe toți, mai ales vârstnicii, să se vaccineze. Sunteți la prima doză? A treia. Și nu este tot la a treia. Deci ați fost, ați fost așa printre primi și nu v-a fost teamă? Nu, nu, nu. Pentru sănătate, sigur că da, trebuie să facem. Și toată lumea trebuie să facă, domnule, nu-s conștienți că vedeți ce se întâmplă peste tot în țară. Ai ales să te vaccinezi la câta doză ești, la prima? A doua. La a doua doză. De ce ai ales să te vaccinezi? Pentru sănătatea mea. Pentru servici, pentru... Na. Și de ce e așa de târziu? Da. De ce e așa de târziu? Ți-a fost teamă? Da, mi-a fost o leacă cam teamă. Acum nu mai ți-e? Nu. Foarte proastă organizare din partea DSP-ului. Am venit de la ora 6 de dimineață și ne păcălește cu cei care sunt programați online sau prin telefon. În loc să bage jumătate și jumătate sau să-i făcut un punct sau să vină cineva din partea celor care organizează, nimeni doare în spate. Cetățeanul este prost că se prezintă pentru că așa toată lumea cere să ne vaccinăm și când vii să te vaccinezi, stai 6 ore că aici e o debandadă totală. Sunteți la prima doză? La prima doză. Și de ce ați ales așa de târziu să vă vaccinați? Păi am ales așa de târziu pentru că nu avem încredere. În primul rând că s-a făcut popularizare foarte proastă, nu avem încredere în cei care conduc și am venit acum din cauza că vedem că sunt prea multe constrângeri. De cetățeanul nu vine prea mult acum din obișnuință sau că s-a convins. Vine din constrângere că îl ține la servici, că nu te lasă în partea cealaltă, nu te libertatea de circulație nu mai există. Instituția Prefectului și Direcția de Sănătate Publică organizează în acest weekend un maraton de vaccinare în municipiile Pitești, Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Astfel, în centrele de vaccinare din aceste localități va fi suplimentat personalul, numărul de fluxuri, iar programul de vaccinare va fi extins de la ora 8 dimineața la ora 20. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește timp de o săptămână o expoziție dedicată domnitorului și umanistului Dimitrie Cantemir. O parte dintre cărțile acestui cărturar român sunt expuse, iar cititorii pot reciti sau se pot familiariza cu opera acestuia. Expoziția de carte din această săptămână de la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung este dedicată împlinirii a 347 de ani de la nașterea domnitorului și umanistului Dimitrie Cantemir. De numele marelui cărturar român se leagă începutul umanismului în literatura română, iar lucrările sale au fost de mare interes în acea perioadă istorică a vremii. Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. O parte din viața marelui cărturar a fost petrecută la curtea țarului Rusiei, acolo unde a scris și cea mai mare parte din opera sa. Expoziția în această săptămână în cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung este dedicată sărbătoririi a 347 de ani de la nașterea istoricului și cărturarului român și domnitorului Dimitrie Cantemir. Acesta s-a născut pe 26 octombrie 1674 în Ținutul Fălciu din Moldova. A fost într-un prim an în 1693 numit domn al Moldovei, având rolul de a-l supraveghea cumva pe domnitorul Constantin Bâncoveanu. Însă nu a rezistat mult timp la tron, fiind înscăunat din nou în 1710 și 1711. Însă, fiind un admirator al țarului Petru cel Mare, a dorit să aducă și în Moldova principiile luminate ale monarhismului rus al Rusiei. Însă, sprijinindu-l pe Petru cel Mare în bătălia de la Stănilești împotriva Imperiului Otoman, trupele aliate fiind înfrânte, a fost nevoit să se retragă în Rusia, unde chiar va primi un domeniu la Harkov, fiind consilier al lui Petru cel Mare pe probleme de Orient. Aici și începe activitatea sa de cărturar, va deveni membru al Academiei din Berlin în 1714, pentru care va scrie cunoscuta lucrare Descriptio Moldaviei, Descrierea Moldovei, va realiza o serie de hărți în limba latină a zonei Rusiei și a zonei Orientului, care au rămas în arhiva imperială a împăratului Petru cel Mare. Este cel care va scrie cunoscuta lucrare Istoria Ieroglifică la Constantinopol 1703-1705, cât a lucrat acolo. Alte lucrări importante, Istoria Creșterii și Descreșterii Imperiului Otoman, Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu Lumea, lucrare tipărită la Iași în 1698,
Și va muri la 23 august 1793 în moșia sa de la în satul Dimitrovka din Rusia, moșie dată de către țarul Rusiei Petru cel Mare. Rămâne unul dintre scriitorii marcanți și istoricii de marca literaturii române, dar și rusești, fiind unul dintre domnitorii care și-au pus amprenta pe partea culturală a vieții Moldovei. Opera lui Dimitrie Cantemir, influențată de umanismul renașterii, a reflectat cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Cei interesați de această expoziție temporară pot veni la Biblioteca Municipală și se pot documenta despre acest mare cărturar, respectând restricțiile impuse de autorități în această perioadă. Muzeul Județean Argeș a organizat cea de-a 53-a ediție a expoziției naționale de artă naivă, care este unul dintre cele mai așteptate evenimente din țară, dedicat exclusiv acestui mod de a picta. 64 de artiști din toate județele țării au trimis tablouri pentru acest eveniment. La Muzeul Județean Argeș a avut loc vernisajul celei de-a 53-a ediție a expoziției naționale de artă naivă în format online. La expoziția din acest an au trimis tablouri 64 de artiști din toate județele. Muzeul Județean Argeș a realizat și un catalog electronic al expoziției. Vreau să încep prin a le mulțumi colegilor mei care s-au implicat în organizarea acestei activități. Iată, la 53-a ediție, deja este tradiție, doamna Ioana Filip, doamna Mihai Constanța, care au fost alături de noi și alături de artiști, să le mulțumim tuturor pentru că iată și îmi exprim regretul pe această cale. Din păcate nu ne-am putut vedea fizic așa cum făceam în anii trecuți și știți foarte bine că înainte de pandemie organizam cu o seară înainte un simpozion la care participau aproape toți artiștii naivi din România și apoi a doua zi vernisam expoziția. Însă cu toate acestea iată am reușit să primim de la autori aceste tablouri frumoase, să le așezăm pe simezele Galeriei de Artă Naivă a Nidului de Țeanateș și să realizăm și un catalog de expoziție și cu ajutorul colegului nostru Ionel Dobre, catalog de expoziție care a fost trimis în format electronic fiecare autor în parte. De altfel, Piteștiul este capitala artei naive datorită numărului mare de tablouri pe care le posedă, dar și al numărului mare de artiști care au trăit și viețuiesc pe aceste meleaguri. În patrimoniul Muzeului Județean Argeș se află o colecție de tablouri de artă naivă ce are peste 1000 de tablouri, de altfel cea mai mare colecție de acest gen din sud-estul Europei. În decursul celor 53 de ani, prin achizițiile Muzeului Județean și ale Centrului Creației Populare Argeș, dar și prin donațiile artiștilor, colecția este de aproape 1000 de tablouri. Cred că este cea mai mare din sud-estul Europei, după părerea mea, colecția de artă naivă aici pe care Muzeul Județean îi propusese acum câțiva ani, ca toate aceste piese să fie fotografiate și expuse într-un catalog. E foarte greu, s-a început acest demers, 64 de artiști ca să trimită la Pitești pe o încredere tablourile lor să fie în expoziție. Este un lucru foarte mare și spune foarte mult despre noi, cei de aici de la Pitești, cât de serios suntem, ce încredere au și ce reprezentativitate are expoziția de artă naivă. Expoziția va putea fi vizitată timp de o lună, de luni până duminică, între orele 9-19, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2. Sfântul Dimitrie Basarabov este sărbătorit în fiecare an la data de 27 octombrie. Sfintele sale moaște se află în Catedrala Patriarhală din București încă din anul 1774. Creștinii ortodoxi merg în pelerinaj de ziua Sfântului la Catedrala din Capitală. Și anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, credincioșii au trebuit să respecte normele impuse de autorități. Sfântul cuvios Dimitrie Basarabov este sărbătorit pe 27 octombrie. A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul Imperiului Vlaho-Bulgar de la Târnovo, întemeiat de frații Petru și Asan. Iubind viața ascetică, Sfântul s-a retras într-o peșteră. Tradiția spune că înainte de a muri, Sfântul s-a așezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului. Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape, până când o copilă care avea un duh necurat a avut o revelație. I s-a arătat Sfântul Dimitrie Basarabov, care i-ar fi spus, dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui. Părinții au mers la locul indicat în vis, lângă râul Lom, și au găsit trupul neputrezit al Sfântului între două pietre.
Moaștele cuviosului Dimitrie au fost duse și așezate în biserica din Basarabi. Au stat în această biserică până în timpul războiului ruso-turc, când generalul rus Petru Saltykov, trecând prin satul Basarabov, a luat moaștele cu intenția de a le trimite în Rusia. Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedo-romană, precum și a mitropolitului Grigorie al țării românești, le-a dăruit poporului român. Moaștele au fost așezate cu cinste în luna iunie 1774 în actuala Catedrală Patriarhală din București. Sfântul preacuviosul părintele nostru Dimitrie a fost din tinerețe păstor de vite, păstor de animale. Învățând dreapta credință de la părinții săi, dar și de la cei credincioși ai satului unde locuia acolo, Sfântul Dimitrie s-a deprins cu rugăciunea, cu postul, cu privegherea, cu toate cele pe care de regulă le fac călugării desăvârșiți. Înaintând în virtute, la o vârstă a tinereții ceva mai înaintată, se retrage din satul său și aproape de satul Basarabi găsește acolo o peșteră în care se nevoiește zi și noapte ca un adevărat călugăr. Trăiește o viață numai pentru Dumnezeu, pentru post, pentru priveghere, pentru rugăciune și în acest fel dobândește virtuțile creștine cele mai avansate. Se spune despre Sfântul că mergând acolo și călcând peste un cuibușor de păsărele, a călcat peste și le-a stricat cuibușorul peste puișorii de acolo și toată viața nu s-a mai încălțat la piciorul cu care a călcat în cuibușor. În semn de canon, de pedeapsă pentru păcatul pe care l-a făcut. Deci aceasta demonstrează că atât de pătruns era de dragostea față de cele din jur, față de animale, de dragostea de Hristos, atât de mult licărea Duhul Sfânt în sufletul Sfântului, încât ajunsese pe o scară foarte înaintată a virtuților creștinești. Vin cu o istorioară a prefericitului părintelui nostru Teoctist Tarpașu, care a spus că în timpul celui de-al doilea război mondial, când avioanele germane au atacat Bucureștiul, câteva bombe au căzut în apropierea Catedralei Patriarhale, însă niciuna nu a căzut peste Biserica Mitropoliei din București, a Catedralei noastre Patriarhale de astăzi. Câteva bombe au căzut, trei bombe au căzut, una dincolo de Palatul Patriarhal și două lângă biserică, neafectând zidurile acesteia. Iată deci ocrotirea Sfântului Dimitrie Basarabov. Viața Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini pe racla care adăpostește sfintele sale moaște. Pe părțile laterale ale raclei sunt prezente 8 scene din viața Sfântului Dimitrie, iar pe capacul acesteia este redat chipul său. Cel mai frumos drum muntos din țară, Transfăgărășanul, a fost închis chiar înainte de 1 noiembrie. Cu toate că proprietarii de hoteluri și pensiuni din zonă s-au opus, porțile din Argeș și Sibiu ale tunelului au fost închise. Acestea vor fi deschise abia în vara anului viitor. Transfăgărășanul, cel mai frumos drum din România, a fost închis de către autorități. Deși nu este niciun pic de zăpadă și vremea este frumoasă, decizia a venit chiar înainte de 1 noiembrie. Prin urmare, măsura a fost adoptată de către Comisia de Revizuire Specială din cadrul CNAIRE, conform normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane. Ușile din ambele părți, cea din Argeș și cea din Sibiu, ale tunelului care străpunge Făgărașul, au fost închise. Cu toată oponența proprietarilor de hoteluri și pensiuni din zonele Bâlea și Vidraru, porțile vor fi deschise abia în vara anului 2022. Unui bărbat i s-a făcut rău la volan și a decedat. S-a întâmplat pe DN73 în satul Furnicoș, comuna Schitugolești. Acesta se deplasa cu o autoutilitară dinspre Pitești spre Brașov. A simțit că i se face rău, a scos mașina de pe carosabil și a decedat. O lungă perioadă, oamenii care l-au văzut au crezut că se odihnește. La fața locului au venit polițiștii și un echipaj cu o ambulanță. Cadrele medicale au încercat în zadar să-l aducă la viață. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de angajații de la IML și transportat la prosectura din Pitești pentru efectuarea necropsiei.
FC Argeș continuă forma foarte bună și învinge din nou Dinamo pe Ștefan cel Mare, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-violeții au întors scorul de la 0-1 prin reușitele lui Ișvan din minutul 78 și Cristi Dumitru. Golul victoriei a venit pe final de meci chiar în ultimul minut și astfel alb-violeții au evitat prelungirile. FC Argeș s-a calificat marți seară în sferturile de finală ale Cupei României după ce a eliminat pe Dinamo București în optimile competiției. Piteștenii s-au impus cu 2-1 pe finalul partidei după ce bucureștenii reușiseră să deschidă scorul. Meciul din groapă a fost unul nerecomandat cardiacilor, fiind decis de mutările inspirate ale antrenorilor Andrei Prepeliță și Mihai Ianovski. După o primă jumătate de oră anostă, fără mari ocazii de gol la cele două porți, alb-violeții și-au trecut în cont o primă oportunitate de a deschide scorul. Dumitrașcu a centrat periculos în careu, Viana a încercat să trimită spre poarta lui Eșanu, dar a fost blocat în ultimul moment de Ricardo Grigore. La doar câteva minute după revenirea de la cabine, Dinamo a deschis scorul în urma unui contraatac fulger care a prins pe picior greșit defensiva echipei piteștene. Torjei a pasat foarte bine pe culoar lui Cătălin Țâră, care a trimis în plasă după ce a țâșnit printre trei adversari. Alb-violeții au restabilit egalitatea în minutul 77 prin Alexandru Ișvan, care a fructificat o acțiune inițiată de Viana. Piteștenii au dat lovitura în cel de-al treilea minut al prelungirilor spre disperarea dinamoviștilor care nu se așteptau la acest knockout devastator. Dumitrașcu a centrat în careul gazdelor, Latovlevici a șutat spre poarta lui Eșanu, care a respins balonul în lateral, iar Cristi Dumitru a trimis în poartă și a adus fericirea în tabăra argeșeană. E plăcut să câștigi în ultimul minut, dar cred eu că am făcut un joc bun. Am făcut un joc bun și așa cum am spus și la începutul meciului, am avut încredere în toți jucătorii. Bine, pe parcurs au apărut și câteva modificări. O primă repriză care am controlat-o, am avut câteva oportunități de a marca, dar nu am făcut-o. După aceea, pe început de repriză, exact ce le-am spus, să fie concentrați primele 10 minute, o fază care nu spunea nimic, o minge în spatele fundașilor și am primit acel gol. După care am început să presăm, le cer chestia asta, să joace tot timpul în spațiu, să nu joace omul. Câteodată înțeleg, câteodată nu înțeleg. Vor să primească mingea doar la picior, dar astăzi și pasa și demarcarea lui Ișvan au fost corecte și l-au lăsat 1-1 cu portarul. Am strigat la Dumitrașcu când a avut mingea și a întors mingea spre careu să joace bara a doua pe Lato. A jucat foarte bine. Apoi Lato s-a văzut experiența lui. L-a ținut pe adversar la spate, a protejat mingea, s-a întors, a pivotat, a tras la poartă, portarul a respins și Dumitru a fost unde trebuia. Cele două echipe de tradiție s-au întâlnit și în campionat în acest sezon, când piteștenii s-au impus în șoseaua Ștefan cel Mare cu 2-0 în etapa a 7-a a Ligii 1. Weekendul trecut s-a disputat a doua rundă din Liga Elitelor Under 15, a 10-a etapă din Liga Elitelor Under 16, și a noua rundă din campionatele naționale Under 17 și 19. În cele patru competiții organizate de FRF, juniorii alb-violeți au înregistrat 3 victorii și o înfrângere. Juniorii mușceleni Under 17 și Under 19 au reușit 2 victorii bine meritate acasă cu AFC Hermannstadt. FC Argeș a obținut a doua victorie din tot atâtea partide disputate în Liga Elitelor Under 15. Echipa pregătită de Paul Ciobanu s-a impus cu 4-3 în confruntarea din deplasare cu CSS Târgoviște. Golurile alb-violeților au fost reușite de Adriano Manole, Eric Nistor, David Marin și Darius Grigore. În următoarea etapă a acestei competiții, programată duminică de la ora 10, piteștenii vor întâlni pe propriul teren pe Chindia Târgoviște, echipă care în primele două runde nu a adunat niciun punct. În Liga Elitelor Under 16, FC Argeș a pierdut cu 0-1 confruntarea de pe propriul teren cu Universitatea Craiova, liderul seriei. În urma acestui eșec, formația pregătită de Cătălin Oprea a coborât pe locul 5 al clasamentului cu 19 puncte, cu 7 mai puțin decât oltenii. În următoarea rundă, programată sâmbătă de la ora 10, alb-violeții vor întâlni în deplasare pe U Craiova 1948, lanterna roșie a seriei. În campionatul național Under 17, FC Argeș s-a impus cu 6-1 în deplasarea de la ACS Alma Sibiu.
Tot în etapa a noua, dar a campionatului național Under-19, FC Argeș s-a impus cu 14-0 în deplasarea de la Sibiu cu ACS Alma. În urma celor două victorii, FC Argeș Under-17 și FC Argeș Under-19 ocupă locul întâi în clasamentul celor două serii, ambele cu câte 28 de puncte. Pe de altă parte, pe stadionul municipal din Câmpul Lung, CN din Nicu Golescu a reușit acasă două victorii cu AFC Hermannstad. Elevii lui Ovidiu Tică și Alin Durdun au învins la Under-19 echipa sibiană cu scorul de 6-1, iar la Under-17 au marcat 5 goluri, iar oaspeții 1-ul. Mâine avem vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi care se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius. În nordul județului avem temperaturi maxime de până la 16 grade. Avem 13 grade la Nucșoara și la Rucăr, 14 la Mușete și la Domnești, 15 grade la Pietroșan și la Coșești, iar la Câmpul Lung avem temperaturi de până la 14 grade Celsius. Vreme frumoasă avem și în sudul județului și temperaturi de 16-17 grade la Recea și la Izvoru. Și la Pitești ne bucurăm de câteva raze de soare, dar mai apar și nori, iar temperaturile ating valori de până la 18 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă cu temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius. În nord avem 13-16 grade, avem 13 grade la Râul Alb, 16 grade la Voinești. Iar în sud avem 15 grade la Mogoșani, 16 la Uliești, 17 grade la Corbi Mari. Vreme predominant frumoasă avem și la Târgoviște cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. La noapte mai apar câțiva nori la Câmpul Lung, iar temperaturile nu vor depăși valoarea de 1 grad Celsius. Mâine și în următoarele două zile ne bucurăm de vreme frumoasă, avem și soare, mai apar și câțiva nori, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 14-15 grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. În continuare puteți urmări emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!